Nicolae Cușa, Armâni Macedoneni, ansamblul unitar al identității distinctive, editura Exponto, Constanța 2018, moto, pentru mine, chestia naționalității o pun mai presus de libertate. Până când un popor nu va exista ca națiune, n-are a face cu libertatea. Libertatea se poate lesne redobândi când se va pierde, iar naționalitatea nu. Nicolae Bălcescu, scrisoare către Ion Ghica, Belgrad, 21 ianuarie 1849. Nicolae Cușa s-a născut în comuna Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, la 6 octombrie 1949. A făcut studii la Universitatea București, Facultatea de Istorie Filozofie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cărți scrise. Romane. Scrieri din diaspora. Ediție îngrijită, note și comentarii. Constanța, editura Europolis, 1990. Plaja îndrăgostiților. Amaradero. Dezacord. Armatorul. Ardenda fericire. Trenul morții. Păienjenișul afectiv. Istorico-literare. Macedo-românii pe văile istoriei. A românii, macedonenii în România. Macedo-românii, dobrogeni. Originea macedonenilor a români. Istoria zbuciumată a macedonenilor a români din România. Armânii din totdeauna și de acum încolo. Momente ale Revoluției din decembrie 1989 la Constanța, așa cum au fost. Revolta populară din Constanța, 22-24 decembrie 1989, după 20 de ani. Fiicei mele dragi, Otilia Cristina Cușa Fulea. Tidașa mea feată, Otilia Cristina Cușa Fulea. Identitatea armânilor se manifestă prin diferența de înfățișare, de vorbire și comportament, adică prin însușirile proprii ale unei personalități morale ferme, însoțite întotdeauna de perseverență, voință și corectitudine. Trăsături ancestrale ce își pun amprenta asupra existenței lor ca ființe, oameni, persoane. Începem însă cu începutul. Îl definim ca să știm despre cine vorbim cu adevărat. Armânii macedoneni sunt un popor de sine stătător, a cărui origine se află în Macedonia de altă dată, Pind, Tesalia, Albania. Din aceste regiuni s-au întins apoi pe parcursul veacurilor aproape în toată peninsula balcanică, în diverse țări din Europa, în America, în Australia, iar în contemporaneitate au ajuns și în România. Armânii macedoneni sunt urmașii macedonenilor romanizați, din fosta Macedonie, transformat în 148 înainte de Hristos în provincie romană cu 250 de ani înaintea Daciei și care au ca limbă maternă, la bază, limba latină. Numele său ca popor este armân, pe care însuși acest popor și-l atribuie în toate ținuturile sale unde trăiește, iar numai etnica armânu vine din latina Romanus, șnăudeadimu noi singuri, că știm că himu fapt di romani. Dar, pentru că suntem și urmașii vechilor macedoneni, singurii de altfel, cel mai adecvat și complet nume pentru etnia noastră este Macedo-Armân, un deziderat și un corolar din latina corolarium și franceza coroler. Este un deziderat din latina desideratum, la care nu trebuie să renunțăm niciodată, cu atât mai mult cu cât alții și-au însușit, fără să aibă dreptate într-un fel, această descendență. Revenind la origini, menționăm că regiunea primordială a armânilor macedoneni a fost masivul Pindului și munții din jur, acolo unde se află azi Grecia și Albania de sud-est. Aici s-au format ulterior ca popor prin simbioza vechilor macedoneni cu romanii. Armânii ce-i găsim și azi pe aceste locuri sunt autohtoni, așa cum ne sugerează tradiția lor transmisă din generații în generații. Puqueville, consul al lui Napoleon în Ioannina, pe lângă Ali Pasha, un mare cunoscător al lor, ca unul care a trăit printre armâni, care le-a aflat obiceiurile și tradițiile, afirmă:
Cu toate acestea, prima parte a acestei probleme s-ar rezolva, dacă am putea admite ca bune versiunile lor populare că ei ar fi aici cu acest nume, din vremea unei îndepărtate antichități. La fel, Gustav Weygand, călătorit prin comunele renumite ale Pintului, azi orășele Târguri, stabilea că suntem în țara armânilor, care le aparține de la munții Gramos și Smolica, la nord urmând lanțul muntos al Pindului, până la cursul mijlociu al Aspropotamului, fără ca vreo altă națiune să se fi stabilit printre ei. Apoi, vorbind despre celebra comună a armânilor Perivole, spune: muntele pe a cărui pante este așezat se numește Ou și, după cum afirmă lumea, numele acesta este justificat de faptul că vârful muntelui arată ca o oaie culcată. Eu înclin mai mult să cred că este numele antic al râului Aus, care acum este numit Vovusa și care și are izvorul pe partea sudică a muntelui. În afară de aceasta, oaie nu se spune deloc ou, ci oaie. Take Papahagi spune că armânii sunt descendenți în bună parte ai colonilor romani veniți în regiunea de azi ale a românilor încă de pe timpul lui Paul Emiliu, secolul al II-lea înainte de Hristos. E în același timp și un leagăn istoric, întrucât pe aici au trecut armatele lui Caius Iulius Cezar ca să se întâlnească cu cele ale lui Pompeiu în Tesalia. În lista celor ce consideră că masivul Pindului este patria și originea armânilor, ne vom opri și la Scrima Leonida, la cele exprimate în lucrarea sa Perivole cuib de vulturi, mai puțin cunoscută deoarece a fost redactată și multiplicată pentru uz intern în 1975 cu ajutorul dezinteresat al doamnelor Margareta M. Fârșirotu și Matilda Ion Fotu în dactilografierea manuscriselor. Menționez însă în mod critic că unele afirmații ale dumnealui nu sunt întocmai cu adevărul istoric. Sloganul ce se purta în acea vreme, patria mumă, în loc de patria de adopție, anume România, sau pesimismul exprimat conform căruia armânii sunt pe cale de dispariție. Iată ce poate spune un perivoliat după aproape 50 de ani de la părăsirea meleagurilor natale. Originea lor, judecând după grai, port și datini, este aceea a vechilor coloni romani, contopiți cu elementul autohton, vechii macedoneni, parorei, rămas pe aceste meleaguri, a dat naștere triburilor vlahe, care au viețuit în vechile sate ce au stat la baza Perivolei, fără niciun amestec din altă parte. În privința numelui comunei Perivole, după unii se presupune că vine de la cuvântul grecesc Perivoli, care înseamnă grădină, iar după alții, din cuvintele latinești, Perivale, care se traduce pe lângă vale, adică așezarea dintre văi, Privale. Pe vale. Invocându-i pe Titus Livius și Plutarh, istoricii din antichitate ce atestă că romanii, supunând Epirul, au adus din Italia în Epir populație romană și nu astfel de populație, adaugă: în dorința de a-și asigura stăpânirea trecătorilor și a pozițiilor strategice cele mai primejdioase ale munților și spre a înfrâna agitațiile populației autohtone, au fost nevoiți ca, în afara forțelor militare, însăcinate cu apărarea acestor ținuturi, să construiască fortărețe, castrostative, și să aducă coloni din prisosul populației din Italia, ceea ce explică și denumirea romană a comunelor aromânești din Pind: Perivole, Perivale, San Marina, San Marina, Avdela, Abela, Mețova, Aminciu, Milia, Amer, Crania, Tauria, Băiasa, Vovusa, Auusa, Furca. Informându-se de la Pucheville, adaugă în lucrarea sa în același context: a românii din Aspropotam, din regiunea Artei, se consideră că sunt posteritatea unei colonii romane ieșite din munții Abruzi. Ei sunt cunoscuți și sub denumirea de Bruzovlahi. În această listă includem, desigur, și cartea domnului Nicolas Trifon, a românii pretutindeni nicăieri. O carte valoroasă pentru complexitatea armânească, o carte bine structurată și documentată. Am selectat însă numai acele enunțuri legate de tematica aleasă de noi, enunțuri ce Nicolae Trifon ni le transmite și bine face, le comentează, dar în cele din urmă ele sunt lăsate la stadiul de ipoteze. Dar să trecem la subiect.
Problema originilor, pe de-o parte, și a populării pindului, pe de alta, rămâne deschisă și este puțin probabil că noi săpături arheologice și cercetări în arhive vor furniza un răspuns tranșant. Este cu putință, după cum am semnalat deja, că o parte a vlahilor de pe acest munte să fi descins din populația greacă, curat murdar, domnule Trifon, sau din triburile tracice sau ilire, aflate în contact cu romanii de-a lungul și în preajma viei Egnatia, care străbate pindul. Șoc strategic din cauza pasurilor montane ce trebuie urmate pentru a traversa masivul. Această regiune nu este foarte ospitalieră și nu pare să fi cunoscut o populare importantă în antichitate și nici să fie atras într-un mod particular comunitățile ce locuiau în împrejurim. După toate probabilitățile, majoritatea valahilor din Pind au sosit aici mai recent, în preajma secolului al X-lea, când sunt atestați pentru prima dată în regiune și încep să utilizeze resursele deja existente. Etnie prin alte etnii au sfârșit prin a se impune și a juca un rol preponderent cu precădere în economia pastorală. În această privință și în absența unor probe arheologice, cu certitudine greu de găsit la o asemenea altitudine și a unor izvoare precise, ne vom mărgini la ipoteze. Iar la nota explicativă 117 de la pagina 137 spune: din epoca preistorică, filiația dintre locuitorii munților și păstorii transcumanți, majoritatea români atestați în aceleași regiuni, este deseori sugerată sub forma unor presupuneri sau considerată probabilă de către arheologi. De exemplu, cu privire la săpăturile de la Doliana, Douzogli și Zahos, observă că absența vestigiilor arhitecturale ne invită la concluzia că mobilierul, cioburi de vaze, rămășițe de animale, utilaje de piatră, fusaiole, aparține unui șir de cabane preistorice făcute, fără îndoială, din crengi, din stuf, din paie, după modeluri care s-a păstrat timp de milenii în epir, colibei rotunde sau rectangulare a crescătorilor transhumanți. Cât despre argumentul liniei așa zisei Gircec în Macedonia și a lipsei de inscripții la sud, Nicolae Trifon afirmă că absența inscripțiilor latine nu spune mare lucru, ceea ce este corect, dar nu este dumnealui primul care ne încunoștințează. A făcut-o Nicolae Saramandu în științifica și documentata sa carte Romanitatea Orientală, când ne spune că, în mod tranșant, nu trebuie să uităm că păstorii nu pun inscripții. Dar domnul Nicolae Trifon ne furnizează și un articol destul de uimitor în ceea ce privește vechimea locuitorilor muntelui Pind. Autorul acestui articol, Pierre Cabanes, specialist în antichitate, fondator al misiunii arheologice și epigrafice franceze din Albania post-belică, se lansează în considerații ce acoperă o perioadă foarte îndelungată pentru a clarifica mai bine originalitatea regiunilor din nordul Greciei și a zonelor învecinate, precum Iliria Meridională, Albania de azi. Habitatul principal situat în munți este străvechi, Vița, sat așezat la miază zi de Ianina, unde încă mai locuiesc și azi familii de păstori fârșiroți, era populat neîntrerupt în secolurile al IX-lea și sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos. Sedentarizarea, care intervine începând din a doua jumătate a secolului al IV-lea, conduce la schimbări considerabile, dar muntele nu se golește din această cauză nici pe departe. Al doilea exemplu, citat de Cabanes pentru a ilustra permanența habitatului principal la munte, este San Marina, localitatea armâneasă. Avem aici o reprezentare a ceea ce în secolele anterioare, încă din antichitate, numim cadrul de viață al populațiilor din aceste regiuni ale Epirului și ale Iliriei Meridionale. Cadrul ce-l vor avea armânii de mai târziu, acorduri între celniși pentru determinarea zonelor de pășunat atribuite fiecăruia, pentru evitarea furturilor de turme a încăcerilor dintre fălcări. În acest caz, trebuie oare să riscăm o comparație cu populațiile valahe contemporane, care timp îndelugat nu au ținut cont de frontierele interstatale? Evident că da. Am ales în final din cartea domnului Nicolae Trifon un citat concludent în ceea ce privește armânii noștri, pentru care îmi exprim toată sinceritatea a sentimentul nedisimulat. Faptul că aromânii au trăit timp de secole după aproximativ aceleași reguli în vigoare de mai mult de 2000 de ani nu este neapărat un titlu de glorie. Nu mai mult decât faptul că au cunoscut două imperii,
precum vecinilor care populau câmpiile din aceeași epocă. Acest mod de a trăi perpetuat din vremuri îndepărtate, nici măcar invocările cele mai insistente ale prestigioaselor cetăți-state grecești, ale lui Alexandru cel Mare, ale atotputernicului Imperiu Roman și ale succesorului său bizantin, sau ale țaratelor bulgare și ale regatelor sârbești, nu par să-l fi făcut să dispară definitiv din felul de a fi și de a se raporta la istorie a românilor. La subiectul nostru, privind patria armânilor și originea lor, încheiem cu Papanace Constantin, cu faimoasa lui lucrare, Fermentul a român în sud-estul european, una din cele mai de seamă lucrări despre armâni. Singura regiune muntoasă unde românii s-au putut păstra, din punct de vedere etnic, mai bine, a fost regiunea Pindului, care se întinde din Tesalia și Epir până la Sarplanina în Serbia. Deși munții Pindului cu ramificațiile lor sunt mai puțin închiși decât cei dinarici, totuși ei sunt situați prea la sud pentru ca invaziile slave de la începutul Evului Mediu să se fi stabilit în aceeași măsură ca în celelalte masive muntoase. La această fatalitate geografică, a românii, poporul cel mai balcanic dintre balcanici, sub raportul autohtoniei, adăugau și fatalitatea temperamentului lor excesiv de individualist. Expresia genuină, din latina genuinus, cum am văzut a acestui mediu geografic. După fuziunea latino-autohtonă, care în ținuturile ocupate de ei a început încă din secolul al II-lea înainte de Hristos, adică din epoca republicană a Romei, ei n-au mai asimilat elemente străine decât foarte rar. Dacă se ține seamă că această fuziune în perioada republicană s-a făcut cu elemente legionare riguros selecționate în acea epocă, cum scrie Cantu, din populațiile italice s-ar putea spune că nu s-a petrecut o alterare de substanță, întrucât și italicii făceau parte din aceeași rasă primitivă. Dar chiar dacă ar fi fost un amestec de elemente heterogen, timp de aproape 2 milenii, fuziunea s-a putut desăvârși în toate privințele, dând consistență, stabilitate etnică. Acest fapt a fost cu atât mai posibil cu cât în tot timpul, din cauza organizației lor sociale în triburi, ginți, a românii au practicat o sănătoasă endogamie și eugenie a rasei. Endogamie, căsătorie în sânul aceluiași trib. Eugenie, ameliorarea îmbunătățirii fondului genetic. Moravurile sobre și viața austeră de la munte, cu un crijișer între elemente sănătoase de aceeași rasă, a făcut să evite neajunsurile prin cunoscutele manifestări recesive în practicarea endogamiei. Aversiunea instinctivă a armânilor, cum rezultă și din literatura populară, de a nu include elemente străine în sânul lor, pornește poate tocmai din preocuparea de a evita introducerea unor tare, defect fizic sau moral ereditar, care, prin practicarea endogamiei, s-ar multiplica după legile cunoscute. Această tendință s-a menținut mult timp și în diaspora lor. Conchizând această expunere, vom corobora și noi încă o dată, spunând că regiunea primordială a armânilor a fost masivul Pindului, o adevărată patrie ce există în subconștientul obsesiv al mânilor, chiar și a celor de azi, ce nu au văzut-o niciodată. Și astfel, încep pregătirile pentru a mă reîntoarce în patria strămoșilor mei, pe care nu am văzut-o dinainte de a mă naște, spunea poetul armân Vasile Todi, trăind în imaginație ceea ce experiența istorică prea tânără nu i-a putut pune la dispoziție. Ajungem în felul acesta la înfățișarea armânilor, citându-l din nou pe maestrul Gustav Weygand. Citez. Vei dobândi prin suma persoanelor tipice văzute, prin expresia feței, prin maniera de a vorbi, prin felul gesturilor, prin însuși modul obișnuit de a merge, o imagine în care sunt cuprinse toate amănuntele. În așa fel încât, în cazul dat, vei putea decide fără zăbavă cu care naționalitate ai de-a face. Încheie citatul. Se înțelege. Savantul face referire la armâni, la înfățișarea lor. Povestind un caz, o întâmplare petrecută la Niș, oraș pe care nu-l văzuse niciodată. Plimbându-se pe străzile acestui oraș, împreună cu secretarul consulatului german, au văzut împreună un bărbat îmbrăcat în port sârbesc, care vindea cârnăciori. Privindu-l îndeaproape, i-a spus însoțitorului său, fără tăgadă, că acel om ce striga marfa cu glas tare în limba sârbă,
este armân sau țințar, cum obișnuiau sârbii să le spună armânilor. Au făcut un fel de prinsoare. Secretarul consulatului, prânzându-se în această amicală prinsoare, el fiind sigur că omul acela este sârb, l-a întrebat pe un cunoscut care tocmai trecea pe drum dacă omul cu cârnăciori este sârb sau armân. Răspunsul a fost unul afirmativ, adică sârb, așa cum prevăzuse secretarul consulatului. Atât el cât și domnul de pe stradă s-au bazat pe faptul că armânii nu practicau acest comerț ambulant, adică să vândă cârnăciori pe stradă, nu că ar fi ceva umilitor sau rușinos, pur și simplu nu obișnuiau așa ceva. În plus, respectivul, omul cu cârnăciorii, își etala marfa trecătorilor într-o sârbă perfectă. Consecvent și sigur pe el, în recunoașterea naționalității acestui om, profesorul Weigand, bazat însă pe experiența căpătată în mijlocul armânilor din Turcia, s-a deplasat la bărbatul acela, vorbindu-i în armânește. Surpriza a fost imediată. Bărbatul cu pricina i-a răspuns bucuros, crezând că vede în profesor un compatriot. Prin urmare, nici limba vorbită de vânzător, nici portul sârbesc nu au fost îndeajuns să-i ascundă naționalitatea. Felul său, tipul specific, i-a permis profesorului, fără nicio îndoială, să-l recunoască ca armân. Același lucru mi s-a întâmplat de multe ori, în diverse ocazii. I-am recunoscut pe armâni, fără ca vreun indiciu să contribuie în prealabil la această recunoaștere. Pur și simplu, fără să port un dialog, văzându-i de aproape, privindu-l doar în ochi, în tren, în magazine. De pildă, aflându-mă împreună cu soția, care este româncă, jet pe jet, dar care, căsătorită cu mine, a devenit armâncă în virtutea anilor petrecuți împreună, însușindu-și chiar și limba armânească, ni s-a întâmplat un fapt asemănător. Într-un mall din Constanța, am cerut informații unui bărbat mai tânăr, un angajat, de fapt, bodyguardul acelui magazin. Iarăși o meserie pe care armânii nu o practică de obicei. Până să ajungem către el, privindu-l, i-am spus soției: omul, bodyguardul, este armân. Soția, fără să stea pe gânduri, mi-a replicat îndată: Cola, eu știu că ți-l armânii tăi, dar în cazul ăsta chiar exagerezi. De unde știi că este armân? M-am uitat la el. Ochii îl trădează. După ce am intrat în vorbă cu respectivul, obținând informația dorită, curios l-am abordat în mod direct. Ești armân, nu-i așa? Nu! Sunt român. De ce mă întrebați? Răspunsul acestuia a avut darul să o înveselească pe soția mea, iar mie mi-a produs o nedumerire și chiar o dezamăgire, fiind singur în sinea mea că acest domn este armân. Se mai înșală oamenii. Chiar și tu, dragul meu. Eu sunt sigur că este armân. Sunt curios să aflu de ce nu a recunoscut. Omul, bodyguardul, este armân. Hai să cumpărăm ce avem de cumpărat. Doar de asta am venit până aici. La întoarcere, către ieșire, l-am abordat din nou pe bodyguard, soția rămânând și ea de față, lângă noi de data aceasta, în armânește. Olei, cât se nu-ți zăscă hi armân? Ții astea arșine din mileta ta, ică ții astea frixii. Hei, sau măi, de ce nu spui că ești armân? Îți este rușine de poporul tău sau ți este frică? Lale, hiu armân de arihina, nu am nițiună frixii, ții-ți s-am frixii. Unchiule, sunt armân, cu adevărat, nu am nicio frică. De ce să-mi fie frică? Dar poia, cât se nu zăsești de prota? Apoi, de ce nu ai spus de la început? Ia câțe! Minichiu puitit, tu ai este zânati de vără ună stămână și-a luat un magazin unde zeaște să zburăm maștul limba română. Iată de ce. Eu sunt tocmit în această meserie numai de o săptămână și aici, în magazin, se cuvine să vorbim în limba română. Achi căsilei, ficior. Zbâneți și care-s tot informații. Am înțeles, mă, ficior. Să trăiești și mulțumesc pentru informații. Să trecem însă la caracteristicile ce îi reprezintă pe armâni, descriindu-le felul lor de a fi. Armânii macedoneni se deosebesc de celelalte nații prin felul lor de a fi, prin înfățișarea lor care te face să-i recunoști chiar și atunci când doar îi zărești. Se pune în mod firesc întrebarea: de ce? Pentru că armânii macedoneni și-au păstrat distinția morală și caracterul lor inconfundabil. Identitatea armânească, altfel spus, identitate păzită prin limbă și tradiții, două pârghii esențiale la care nu au renunțat niciodată. Prezentarea pe care o înfăptuim în zilele noastre armânilor este una generală.
azi nu putem să apreciem cu exactitate înfățișarea lor, azi nu putem să apreciem cu exactitate înfățișarea lor în mod unilateral sau tabu. De pildă, să ne pronunțăm asupra unor aspecte ce țin de ținută, la propriu vreau să spun. Și totuși, putem stabili în general făptura lor. Tipul ce aparține armânilor ar fi următorul. Bărbații sunt de înălțime medie sau peste medie, cu fruntea joasă sau înaltă, pieptul puternic, constituție corporală normală, dar uneori și masivă, trăsătură dură a feței, chipul proeminent, care iese din comun, gura și urechile normale, părul negru și castaniu, nu rare ori ondulat. Ochii căprui în general, se poate să fie însă și cenușii, albaștri, precum la toate națiile. Genele mari și frumoase, sprâncenele stufoase. În general, bărbații nu poartă barbă. În schimb, poartă mustață. Nu toți, ci cum se obișnuiește la toate neamurile, după preferință. Mișcarea armânului în mersul zilnic este domoală, dar plină de demnitate. Iar atunci când deplasarea capătă un scop anume, este rapidă și energică. Nu întâmplător, călătorul Beniamin de Tudela, care i-a vizitat cam pe la 1150, spunea despre ei că sunt iuți ca și căprioarele și că nu au fost războiți, dar nici supuși de nimeni până acum din cauza terenului și a munților atât de accidentați și inaccesibili, cunoscuți numai de ei. La toată această descriere a înfățișorilor se adaugă o voce a cărei sonoritate amintește automat de timbrul trompetei. Considerăm de asemenea certă, comparația cu un soldat legionar român este întru totul adecvată. Dintre toate aceste caracteristici faciale, ochii identifică pe armâni. Îi deosebesc de celelalte neamuri, inclusiv față de români. Expresia lor îi trădează. Atunci când un armân autentic se întâlnește cu alt armân autentic și el, este de ajuns să se privească în ochi, pentru a-și da seama că sunt armâni, fără ca aceștia să-și vorbească, să poarte vreun dialog. Din nou, trebuie să-i dăm dreptate savantului Weigand în această chestiune, atunci când afirmă înaintea noastră acest adevăr. Un semn distinctiv comun armânilor, prin care îi recunoști cel mai ușor ca atare, este faptul că ochii așezați adânc. Nu au niciodată expresia stupidă, inexpresivă, întâlnită atât de des printre alții, ci una ageră, de hotărâre, de cutezanță, de chipzuință, dar și de șiretenie, pătrunzătoare, cu care te fulgeră când vă aflați față în față. Femeile, în genere, erau mai mici ca statură, dar delicate, cu o față ovală, pieptul mic și o expresie a feței prietenoasă. Desigur, în zilele noastre, afirmația despre femeile din secolele trecute, mici de statură, s-a schimbat considerabil. Femeile, în special cele tinere, au o talie înaltă și sunt frumoase, comparativ cu cele din evul mediu sau chiar epoca modernă. Majoritatea au părul negru și castaniu, ochi expresivi, la fel ca cei ai bărbaților, privirea însă o au mai vioaie și pătrunzătoare, dar și scrutătoare. Femeile contribuie în mod deosebit la cum arată gospodăriile armânești, curate și sănătoase. Ele sunt muncitoare, modeste și demne în același timp. Se iau la întrecere care mai de care n-aș etala locuința, curată și îndestulată, cu tot strictul necesar și modern al vremii. Unele sunt de o rară frumusețe. Relația femeii față de bărbatul ei este una specială. Femeia armână își respectă bărbatul mai presus de orice. El este toată fericirea ei, el este lumina vieții ei. Dar și femeia armână este respectată de bărbatul ei. Nici vorbă de vreo poziție subordonată a femeii. Care-și bati muliarea-și bati caplu, spune un proverb armânesc, un fel de pildă pentru bărbații armâni. Cine-și bate femeia, își bate capul. Armânul, zice Nenițescu la pagina 233, citez, în adevăr nu-și întinde mâna asupra femeii lui pe care o iubește, o stimează și o consideră ca și cum i-ar fi capul. Femeile armâne sunt curate, dar și renumite prin curățenia moravurilor transmise prin tradiție și educație. Același Puchevin în opera sa ne informează că niciodată sultanul n-a avut odalisce printre armâncele din Pint. În ceea ce privește structura proprie a individului armân, vom menționa numai elementele constitutive de întocmire a vieții economice, sociale și culturale ce se regăsesc în viața lor actuală. Anume, acele virtuți cardinale evoluate în puternice instincte de rasă,
1. Voința, menținută în echilibru de prudență și de energie aspră, dar exteriorizată prin reacțiune hotărâtă și cu volum mare. 2. Iubirea de libertate, instinctul național de iubire a vieții libere. Niciun alt popor în acest colț de lume n-a fost atât de pătruns în sentimentul neatârnării în viața lui politică și socială ca poporul aromânesc. 3. Munca și economia, ca virtuți de rasă ale armânilor. Munca tenace de a birui este munca pentru muncă, indiferent în ce domeniu este prestată. Desigur, sobrietatea și spiritul economic uneori excesiv caracterizează pe armâni, așa cum se întâmplă cu mai toți oamenii de afaceri din diasporă, unde banul reprezintă totul. Instrument de muncă, siguranță, sursă de putere. Spiritul de economie al oamenilor de afaceri, dus uneori până la avariție, nu trebuie privit sau judecat prin prisma omului comun. Pentru omul de afaceri, banul nu reprezintă numai sursa pentru o existență comodă, dar și posibilitatea de a lupta pentru afirmarea sa în societate. Averea înseamnă putere, prestigiu, glorie, adică satisfacerea a o serie întreagă de pasiuni fundamentale ale omului. Dar, la români, spre deosebire de alte popoare ferment, această mentalitate utilitaristă se manifestă numai la acumularea averii. După aceea, încep să-și ia având pornirile idealiste și altruiste originare. 4. Moravurile menținute prin familie. Moravurile au fost mai severe față de toate popoarele din peninsula balcanică. Multe dintre ele se respectă și azi, conform cutumei armânești. La loc de frunte, situându-se, autoritatea nediscutată a tatălui și respectul sacru pentru tot ce este bătrân, curățenia în legăturile matrimoniale, dragoste de limbă, tărie de caracter, îi caracterizează inițiativa, individualitatea puternică și sigură. Viața de familie este puternică și dragostea dintre rude profundă. Solidaritatea și devotamentul în raporturile dintre membrii ei, atât în familia directă sau familiile înrudite, dar și în general între armâni. Există în cadrul acestor virtuți și unele critici ale unor etnografi care le-au urmărit evoluția moravurilor și particularitățile fălului de viață, unele tendențioase sau exagerate. Printre acestea ar fi economia excesivă, de care am vorbit deja, zgârcenia, individualismul, solidaritatea instinctivă, dar atât de necesară în diasporă. Nu contestăm aceste critici, deși le considerăm exagerate. Așa este armânul. Virtuți sau nu virtuți, el crede în ele. Le-a moștenit, le respectă și le transmite mai departe, pentru că știe că economia, simțul de cumpătare, de proprietate, îi asigură libertatea și independența, încrederea în sine, individualitatea puternică și sigură. Armânul pleacă din patria unde s-a născut. Pleacă, muncește, economisește, se privează de toate bucuriile vieții sau aproape de toate, mai ales de cele inutile, de bravadă sau sfidătoare, pentru ca să aducă bucurie, independență și demnitate în familia lui iubită. Popoarele sedentare, ne spune Papanace, care înfruntă mai puțin riscul nesiguranței, nu țin seama că numai prin acest excesiv spirit de economie se poate forma instrumentul capital pentru opere de progres economic și social. Am făcut toate aceste precizări pentru că adeseori armânii nu au fost iubiți de celelalte popoare. Poate pentru calitățile lor? Pentru imperfecțiunile invocate? Cine știe? Cel mai probabil pentru felul lor de a fi. La încheierea acestui eseu, ajungem să vorbim și despre limba armânească. Nefiind specialist în materie, adică în lingvist, nu voi lua în calcul discuțiile privitoare la mult trâmbițata în ultima vreme, polemică referitoare la existența armânei ca limbă sau dialect. Conceptul meu este unul natural, un concept al unui armân autentic. Armâna este o limbă a cărei origine derivă din latina populară, din care provin și daco-româna vorbită în România, istro-româna și megleno-română. Armâna se vorbește la sud de Dunăre, în regiunile tradiționale, cât și în România, în Dobrogea și în diverse orașe, unde locuiesc și trăiesc armânii, cetățenii acestei țări, patria adoptivă, de altfel. Referitor la armânească limbă, am ales în final un citat din cartea eseu, Jurnal Interior, a domnului Gheorghe Vrană.
Poetul, iubitor de neam și de mare, constanțean la origine, fără să intre în controversele stereotipe de genul a fi sau nu fi limba română, ne îndeamnă cu înțelepciune să actualizăm praxea, educația veche, aceea transmisă de bunicul său, să zburăști armâneaști. Eu am trăit limba armânească într-un mod apocaliptic. Problema limbii este pentru armâni o problemă de viață și de moarte. În limba armânească sunt sădite toate virtualitățile. În această limbă preexistă în mod paradoxal ceea ce noi putem deveni. În același timp, praxea sau educația, ce mi-a fost dată în copilărie, a inclus și o conștiință aristocratică pe care trebuie să o actualizăm. Praxea a avut o importanță deosebită. În această praxie se regăsea o adevărată obsesie estetică. Noi nu himudi cum ți do, noi avem un muzi, tinii, zborul. Toată această praxie era o exigență față de noi înșine. Riscul neactualizării unei astfel de educații era chiar pierderea moștenirii, căderea din starea de excelență la care ai fost chemat. Istoria noastră este o istorie a abandonului limbii și a rezistenței prin limbă. Închei citatul. În sfârșit, pentru că armânii păstrează și azi nostalgia locurilor originare, voi încheia într-adevăr eseul nostru cu același sentiment de melancolie. Citez. Strategie, nestrategie, dar munte să fie. De aceea, la munte se și găsesc cu toții. Și chiar cei care trăiesc în orașe de jos nu se pot opri de a căuta cu dor piscurile înalte și umbroase ale pindului și de a șopti ca în rugăciune, acolo sunt ai noștri. Închei citatul, Ioan Nenițescu. Cuvinte mai puțin folosite și uitate. Zboarii ca mapuțăne zburate, ica agărșati. A răzgâna, urmă. Ama, dar. Axolit, solitar. Andămusescu, întâlni. Aito, vultur. Anduplic, îndoi. Alihia, adevăr. Apărghisit, părăsit. Asfâlsescu, asigura. Ananghie, nevoie. Ananghios, necesar. Astăsire, fixare, construcție. Aia, sigur. Ascuțăt, curat. Arțivurțe, arțivurțe, succesiv. Anangăsaescu, îndemna. Anduplic, îndoi. Alexire, schimb. Ahimliu, evident. Apuhie, ocazie. Agrăxit, priceput. Anamisa, între. Agonia, agonia, iute. Arhunda, bogat. Adărmintu, lucrare, operă. Ascru, aspru. Adhiavur, indiferent. Apudidescu, satisface. Bahșce, grădină. Bicime, formă. Bitisita, sfârșit. Biane, comparare. Babașcu, puternic. Baste, pariu. Kendra, stabilitate. Clear, descendent. Clean, dispoziție. Casten, special. Castilia, anume. Catigursescu, reproșa. Coche, colț. Dghiafuraua, diferență. Dăldăsit, ferm, decis, curajos. Demec, adică. Duvleti, stat. Dghiavat, trecător. Dinapandiha, brusc. Distur, destul. Dăldăsescu, risc. Dăldăstre, riscare. Doxă, mărire, glorie. Dicutot, totul. Dibină, total. Dămara, rasă. Disi, dacă. Dicăra, deci. Energisescu, activa, energie. Exghise, explicație. Elefteria, libertate. Exusie, autoritate. Extră, dușmănie. Fănirusescu, înfățișa, apărea. Furnie, pretext, cauză. Fală, glorie. Filisiri, folosire. Filisescu, folosi. Fândăsii, imaginație. Fise, natură, caracter. Fuzmă, elan,
vânt. Hăbărăsescu, considera. Hută, șoim. Hache, dreptate. Hirisire, micșorare. Hăbărsescu, considera. Hăbărsire, considerație. Huciudii, dovadă. Hrup, ciob. Hărzaescu, trebui. Hitru, viclean. Inimarcu, inimos, ferm. Ică, sau. Insu, însuși. Ileacă, parte. Ispate, dovadă, mărturie. Iurnecă, exemplu. Ihtibari, stimă, considerare. Idioma, obicei. Idiomă, caracter. Inda, mereu. Indame, înfățișare. Ipotise, afacere. Isea, direct. Isapi, socoteală, calcul. Lumachi, crengi, ramuri. Lughii, fel. Lălătoare, muncitoare. Lughiaric, prudent. Lăgamă, origine bună. Mena, doar. Mengă, atenție. Maxus, anume. Mutrită, privire. Maș, numai. Mătur, evreu. Midi, chiar. Meti, chiar. Mirazi, moștenitor. Naie, regiune. Ninga, încă. Nană, leagăn. Însărțin, însărcinare. Nicurmat, neîncetat. Nămuze, onoare. Nimalo, destul. Opse, mină, înfățișare. Pliru Fursescu, informa. Pliru Furii, informație. Pravdă, prăvdă. Animal, dobitoc. Price, jivină. Pleami, practică. Prudarii, trădare. Puitescu, angaja. Părastisit, înfățișare. Par, părea. Prosup, față. Părămii, proverb. Părnăsit, părăsit. Plasmă, făptură. Prutimisescu, prefera. Sirtă, origine. Șungru, singur. Sum, sub. Saglame, sigur. Saicu, sigur. Strimuixescu, înghesui. Smârda, lipsă. Sileami, salutare. Safi, perfect. Șade, numai. Șadeu, pur, simple. Șarpe, sarpi, energie. Sigurlichi, siguranță. Sclinceami, avariție. Spăstrit, curățit. Soi, rudenie. Stăpuescu, stăpâni. Telimă, voință. Tupri, cu. Turlii, fel. Taxidipsit, călătorit. Tubă, grup, trib. Tihisire, întâmplare. Tapinos, modest. Uspitinoaii, amică. Volvă, fire, temperament. Vulie, decizie. Xitasescu, cercetare. Xitasire, cercetat. Xighisit, explicat. Xighisire, explicație. Zărcadă, căprioară. Zvorismă, având. Antonia, naia. Antonia, naia a armânilor, fu masivul pindului. Una lichioasă patridă, ți s-a frătu subconștient lu angricat, icapitrusit armânilor, midi și ațelor diadză, ținu vizuri vărnuoară. Nicolae Cușa. Drepturile de autor aparțin domnului Nicolae Cușa. Cartea Armânii Macedoneni, ansamblul unitar al identității distinctive. Editura Exponto, Constanța 2018. Voce, Mina Cristiana.